Lucrările de construcție a grupii de gunoi de la Pojorât au început în 2012 cu avizul Ministerului Mediului. Pe atunci, legislația era mai permisivă. Între timp, lucrurile s-au schimbat. În contextul legilor de acum, platforma ecologică nu mai poate fi autorizată de Ministerul Mediului după finalizarea lucrărilor. Și asta pentru că distanța dintre viitoarea groapă de gunoi și casele localnicilor este mai mică de 1000 de metri. Deci avem la Pojorâta, pentru că totuși știți foarte bine, dezbaterea a fost începută din 2009, atunci când dezbaterea a avut loc, problema nu s-au ridicat probleme esențiale. La ora actuală este un mic blocaj pe care noi trebuie neapărat să vedem cum am putea să le rezolvăm, ținând cont că sunt niște sesizări și ale cetățenilor care ne spun că distanța este sub 1000 de metri până la această rampă față de locuințele unităților locative ale persoanelor respective. Da, concluziile pe care noi astăzi le-am tras este că trebuie să facem o modificare legislativă astfel încât problema să fie dezamorsată la Pojorâta. Singura soluție ar fi modificarea legislației de mediu. Platforma de deșeuri de la Pojorâta face parte dintr-un mare proiect cu finanțare europeană pe care îl implementează Consiliul Județean. Este vorba despre sistemul de management integrat al deșeurilor. Prin proiect a fost construită și platforma de depozitare de la Moara. Investiție finalizată deja. Valoarea proiectului, care include de asemenea și construcția 1300 de platforme de depozitare temporară a gunoiului, este de peste 260 de milioane de lei.